Bine ai venit! Vrei să vezi cum se face acest proiect cu Arduino? Rămâi până la final! Voi folosi următoarele componente. Această plăcuță Arduino Uno, modulul cu comanda la 5V care are două relee pentru a controla două echipamente. Eu aici în proiect folosesc doar unul. Senzorul de sunet, el se conectează prin cele trei borne, are atașat și un potențiometru pentru a regla intensitatea sunetelor. Folosesc și această plăcuță pentru conexiuni, o dulie simplă, un bec cu LED-uri de 10W, câțiva conductori speciali pentru aceste tipuri de conexiuni și acest cablu prelungitor cu doi conductori. Aici îți prezint cum am conectat dulia. Am trecut un conductor cel albastru de la prelungitor prin ea. O asamblez și o voi pune deoparte deoarece voi trece la celelalte conexiuni. Aceasta este schema de conexiune a tuturor componentelor. Ce lipsește este plăcuța pentru conexiuni. Este realizată așa pentru a fi înțeleasă mai ușor. Am realizat toate conexiunile conform schemei prezentate. Hai să le vezi mai de aproape. Am conectat plăcuța Arduino Uno la laptop pentru a încărca programul după care va rula. Ce se vede pe ecran acum este doar o parte din acest program. Dacă ai nevoie de el, scrie mai jos în comentarii și luăm legătura. Primul pas este să-l verific de erori prin apăsarea acestei bife. Apoi de la Tools mă asigur că este selectată plăcuța Arduino Uno. Și portul corect, adică prin ce port USB m-am conectat la laptop, COM6 în acest caz, îl încarc pe Arduino Uno prin apăsarea acestei săgeți. Gata, programul s-a încărcat cu succes și voi trece să vedem ce am făcut. Ai observat că becul se aprinde și se stinge doar dacă bat de două ori consecutiv din palme. Dacă bat doar o dată sau de două ori, dar la un interval de timp, nu se aprinde deoarece așa i-am spus în programul realizat să facă. Îl testez și la sunete vocale. Probă, 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 probă. Ai observat că becul nu se aprinde și nu se stinge. Senzorul de sunet funcționează foarte bine. El trimite comanda doar la o intensitate mai mare a sunetului. Dă-i un like dacă ți-a plăcut proiectul, te invit pe acest canal de YouTube și îți recomand să vezi și proiectele care sunt în acest moment pe ecran. Îți mulțumesc!